Biserica iubita, ancor vei fi rapita. Haina să-ți păstrești curata, sfântă, albă, sărăpată. Haina să-ți păstrești curata, Indicați-vă privirea, în curând va fi răpirea. Duhul strigă, Maranata, o biserică mirată. Duhul strigă, Maranata, o biserică mirată. Întăriți-vă cu toții, strigă Duhul Sfânt în luna, luptă să primești cu luna. Strigă Duhul Sfânt în luna, luptă să primești cu luna. Indicați-vă frumoase, Domnul să binecuvânteze. Am stat și m-am gândit mult, dragii mei, după ce fratele Aurel a vorbit. Stau și mă gândesc, mă duc așa, în adunări cu ajutorul Domnului, dragii mei, și văd frații așa, răniți, sufletește, mă strădesc să fac cât pot, dragii mei, să ne ridicăm așa numele Domnului. Aștept așa de mult, dragii mei, ca să văd trezire în adunări și cred că vine timpul acesta.
în vremurile din urmă, Sfântul Domnul Iisus, că va lăsa Duhul Sfânt și ne va umple de Duhul Sfânt. Până atunci să stăm în odăiță, acolo în lacrimi și care își înțește viața în zilele acestea și atunci o să lucreze Domnul prin sufletele care să strădesc acum. Și vă chem pe toți la pocăințele reale, dragii mei, să lăsăm, dragii mei, tot ce îi lumesc, pentru că vremurile acestea care sunt acum vremurile din urmă, așa vrăjmașul de șireți și trage pe mulți la vale și să ne rugăm ca Domnul să ținem picioare. Cu ajutorul Domnului Iisus fac evanghelizare pe internet, vă rog foarte frumos să vă rugați ca Domnul să mântuiască suflete. Și e foarte greu și la mine e luptă, dar Domnul Iisus îmi spune să merg înainte, pentru că e mare nevoie, dragii mei, slujire. Și Domnul a pus pe inimă să vă răspund public, care vreți să faceți lucrarea aceasta, nu costă nimic, stau la dispoziție și vreau să ajut cei care vrea să facă lucrarea aceasta, pentru că e mare nevoie în popor, dragii mei. Unii s-au oprit, alții i-au prins mândria și alții cântă pentru bani. Vreau să vedeți ce se întâmplă prin adunări. Vă rog frumos să ne rugăm ca să mai scoată Domnul Iisus în lucrarea aceasta suflete, că e mare nevoie. Domnul a pus pe inimă cântările acestea din harfă și văd cum Domnul cercetează sufletele și mângâie și m-a învățat așa, dacă un singur suflet mântuiește, în adunare cercetează sau îl mângâie, jertfa mea e primită, dragii mei, dacă la mine rog. Doresc ca Domnul Iisus să vă binecuvânteze și îmi cer iertare dacă am supărat pe cineva rădinitor, că sora Vodca are pe cineva rudenii afară în țară și e bine că se mai bucură, o mai vede pe internet, pentru că e departe. Cândva am filmat în adunare, unii s-au supărat, după aia n-am mai filmat. Dar pun acolo, dragii mei, biserica din localitatea respectivă și se uită și din lume în adunare, dragii mei, și cercetează Domnul Iisus acasă, dragii mei. Și predică, ascultă acolo cântări și Domnul Iisus i-a dus în adunare. Domnul să vină cântări. Domnul știe cum să lucreze, dragii mei. Haideți să cântăm cu toți o cântare, tot din harfă. Refrenul spune așa, am strigat spre tine, Doamne, și m-ai ascultat, bucuria și lumina mea mi le-ai dat. Vă rog frumos să cântăm cu toți Domnul Iisus.
mai scos din altă lume. Adoro.